Bună ziua! Am venit de la piață, este sâmbătă, astăzi am fost la serviciu și când am întors de la serviciu am zis hai să trec pe la piață pentru că voiam, uitați geanta mea nouă, voiam neapărat să mă duc să iau borș de la, să nu fac cu asta în mână totuși că e grea, voiam neapărat să iau borș de la Calumia făcut de țărani cu huște, nu de ăsta care nu-i deloc acru de la Lidl și... Am cămașa asta pe mine, pe care am luat-o de la Second, am devenit și pe care știu că încă n-am probat-o pentru voi, dar ăsta e clipul în care o să o probez, așa că uitați-mă cu ea. Am îmbrăcat-o deja, cred că de 2 sau de 3 ori, îs efectiv in love, deci n-ai cum, e ceva altceva. Bun, am treabă. Vorbim mai târziu. Haideți să vă arăt cu ce m-am întors de la piață, ca o furnicuță. Îmi place foarte mult să merg la piață pentru că găsesc o varietate de produse și nu mai bine că super sănătoase, au gust, în adevăratul sens al cuvântului, nu se compară cu niciun magazin. Problema este cu piața, că nu-mi place când te lasă nimeni în pace, e foarte aglomerat, toată lumea se împinge, toată lumea vrea atunci. Nu se poate plăti cu cardul, deci sunt mai multe dezavantaje, dar cel mai important e că toată lumea te întreabă, deci numai treci pe lângă tarabă așa și te uiți un pic, să vezi tu ce are omul ăla pe tarabă, da domnișoară, poftiți, ce vă dau? Îi 10 lei, ce? Mie nu-mi place, eu înțeleg că e o strategie de vânzare, dar mie nu-mi place, deci nu, bun. Vreau neapărat să-mi cumpăr floarea miresei, foarte multă, gen un buchet de floarea miresei. N-am găsit, asta nu-i floarea miresei, dar seamănă cu ceva asemănător și arată foarte fain. Buchețelul ăsta au fost 10 lei și mi-a plăcut foarte mult și am zis, haide să îl iau. Am mai luat dimineață, George s-o plecat la serviciu și și-a uitat pachetelul pe care l-am făcut ca să mănânce astăzi la serviciu acasă și când m-am trezit eu pe la 6:30 speriată, credeam că vreo 10 ceasuri și nu m-am trezit ca să mă duc la serviciu, m-am trezit cu mesaje de la el, plângea în ghilimele că și-a uitat pachetul acasă pentru că îi era foarte poftă și voia neapărat să mănânce, așadar am făcut... un gest foarte frumos și i-am luat mâncarea și înainte să mă duc eu la serviciu, am trecut pe la el pe la serviciu și i-am lăsat mâncarea. Nu avea pâine acolo în pachet, așa că m-am umplut la Mega dimineață, i-am luat o pâine și nu puteam să-i las pe toată că nu încăpeam în sacoșa aia, așa că am rupt pâinea în două și mi-am oprit jumătate eu ca să o aduc acasă, jumătate i-am lăsat lui și am mai luat niște nectarine pentru că știu că ne era poftă zilele trecute, am fost la Lidl de la cumpărături și n-am găsit, așa că am luat de la Mega dimineață. Așa și haideți să vă arăt ce am mai luat de la și anume piață, 2 legături de ceapă verde pentru că vreau să fac cartofi noi astăzi, am luat cartofi noi și vreau să fac așa cu usturoi și cu verdeață, am luat un cașcavalete afumat pentru că, de capul meu cum era să cașcavalul ăsta, trebuie neapărat să-l gust, voiam neapărat să fac niște turtițe astăzi, turtițe de alea cu, ziceți, cu șuncă și cu cașcaval înăuntru, am văzut o rețetă pe TikTok și am zis să fac și eu și nu mai aveam cașcaval. Și am zis, hai, da, dacă tot sunt piață, să iau un cașcaval de ăsta bun de acolo. Să știți că nu a fost scump. Mamă, pentru cât de bun e. Nu se compară cu cel om de la Lidl. Mamă, e foarte bun, foarte bun. E de aromat și vreau să fac niște turtițe de alea. Și cred că le și fac, vedem. Am luat o pâine de la piață care era caldă și așa arată. Vreau să iau pâine întrețită, dar n-aveau. Așa, aici am luat verdeață, am luat pătrunjel și leuștean, că vine mami săptămâna viitoare. Ce miroase, da, leuștean. Și vrea să-i fac borș de la moldovenesc cu leuștean și cu afumatură, evident. M-am dus după ăsta la piață. Și ce am mai luat aici? Și am mai luat cartofi noi, după cum vă spuneam, care arată așa. I-am luat pe aia cei mai mici. Ce bine arată, abia aștept să-i fac. Vreau să-i fierb și pe aia să-i pun la cuptor sau la air fryer, văd eu unde, ca să-i fac și sănătoși. Și am mai luat
Ah, ce bine miroase două găluște cu prunie, pentru că știu că sunt preferatele lui George. Gata, m-am dus să mă schimb, mă rog, ne vedem mai târziu. Am pus cartofii la făcut, v-am arătat așa două, trei cadre și acum am pus un pic de lapte, aproximativ 200 de grame, l-am încălzit, doar să se încălzească așa foarte puțin și acum să fac repede compoziția și o să pun 300 de grame de făină, întorc camera să vă arăt. Nu se vede afișajul, dar n-are nimic, măcar avem imagine, v-am zis că filmez cu tableta și ia, hai să vedem, 300 de grame de făină, ca să-mi iasă, nu știu cât e că n-am citit rețeta, am văzut un întâmplător pe TikTok și nu contează, am pus mai mult, o să mai iau vreo 2-3 linguri. Așa, și pun aici făina, acum pun sare, ea zice că o linguriță rasă, eu o să pun aici cât, nu știu cât, cred că e ajuns, mi-e 4, m-am uitat. Acum trebuie să pun 3 linguri de ulei. Și acum o să pun laptele. Și, au, m-am ars. Și acum o să amestec aici foarte bine. Și după aia trebuie să mă apuc de frământat. Numai că a fost laptele un pic cam fierbinte. Le frământ. Și după aia, după ce le frământ, trebuie să le las să stea vreo 10 minute. Și, da. Cred că e de ajuns. Hai dat să-mi bag mâna aici, numai că e un pic cam fierbinte de la lapte. Efectiv am filmat, am vorbit și mi-am dat seama că n-am dat drumul la cameră. Mi-a ieșit niște biluțe atât de faine frământate, n-am dat rujul jos, dar să știți că nu l-am băgat în mâncare. Deci atât de faine, mă, și atât de moi și am împărțit aluatul ăla care mi-a ieșit în 4. Acum l-am pus aici pe un prosop și o să acopăr cu o folie și o să las 10 minute până când spăl vasele și până când o să tai cașcavalul și șunca, nu știu dacă v-am zis, dar fac lipii, adică turte, pe românește, cu șunca și cașcaval. Așa, am pregătit aici parizel, că e singura șuncă pe care o am în frigider. Aici niște cașcaval din ăla afumat de care am luat dimineață de la piață. Am pregătit aici și roșii, castraveți, mai ce... pătrunjelul ca să fac sosul de usturoi, am aici usturoiul acela de la țară și am și ceapă verde și am și usturoi normal și cartofii îs gata, i-am pus la fiert în coajă, acum o să-i tai, o să încerc să-i tai că sunt foarte foarte fierbinți și o să-i bag la air fryer. Pâinicile mele sunt aici, așteaptă cu mințele ca să le umplu. Iii! Așa, și haideți să vedem cum fac eu turta asta, că n-am sucitor. Am fost la chinești de 1100 de ori și am cumpărat atâtea lucruri și numai sucitor n-am luat, mă. Un sucitor, uite, ca să fac și eu turta asta, să nu... Da. Bun, haideți să punem mai întâi puțin cașcavalete. Cașcavalul ăsta e atâta de moale și atâta mă enervează că nici n-am putut să îl dau pe răzătoare. Punem așa două felii de... parizel și pe deasupra, că uitați, vedeți, am și tăiat în bucățele, că am văzut că nu pot să-l dau, o să pun așa, cașcavalete. Și am încerc să o închid, dar stați să dau drumul la tigaie. O să le pun pe aragaz, la foc mediu și zice timp de 3 minute. O să pun un pic de ulei de măsline în tigaie. Și acum împăturesc. Mă scuzați, am strănutat. Așa, și cam așa o ieșit, e cam groasă. Ar trebui să fie mai subțire. Dar eu sper să se aplatizeze când o pun la făcut. Cam așa arată. Acum, na, să vedem cum se arate când, după ce se face. Bună ziua, doamnelor și doamnelor și domnișoarele și domnilor și domnișoarele. Nu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Good afternoon. Afară stă să plouă. Noi stăm în casă.
Andreea este o gospodină iscusită. Andreea acum gătește. Andreea face de toate. Andreea este minunată. Măi, eu mă filmai. O să mă pui în vlogoare. Da. Eu tocmai ce am ajuns de la muncă, dragilor și dragilor. Mm-hmm. Și urmează o chestie. Ce urmează? Urmează să facem ceva. În dormitor? Nu vă gândiți la prostii. Vom face... Ce vom face, iubito? Vom face un update la Baldachin. Vom face un update la Baldachin. Da, trebuie să... Îi facem ceva. Necesită improvement. Aia, maică. Dar dumneavoastră ce gătiți? Turtițe. Cartofi noi. Usturoi. Cartofi noi cu usturoi. Aici este suc. Ah, ce suculete bun. Dar nu știu de ce. Ia uitați-vă, doamnelor și domnilor, ce e aici. Vedeți? Da, alea foarte faine. Ia uitați. Prș, arde. A gătit niște pituci. Niște ce? Pituci. Pituci? Păi nu așa le zice. E o surpriză pentru mine? Da. Vreau să mă surprinzi. Închide ochii. Închide ochii. Ține ochii închiși bine? Deschide. Găloștie cu prune! Dar nu pot să mănânc acum, nu-i așa? N-ar fi indicat. De ce? Ca să mănânci mâncare. Usturoi verde și usturoi de la. Miroase bine? Miroase verde. Și am pus și de la, ziceți, pătrunjel, de care doar vă spuneți. Drizel, dar așa peste cartofi. Acum pot să fac și asta, ziceți, sălățica și după aia... Putem mânca. Numai ce fain arată cartofii ăștia, mă. I-am pus în vasul meu de la chinez. Și acum... Stați așa să pun aici chestiile. Ți-e foame rău? Mm-mm. Nu ți-e foame rău? Mm-mm. Păi și atunci las că le pun pe tătii trei și îi avem mai după, mai târziu, dacă nu? Da. Nu cu ochii la telefon. Când ai cu cuțitul, Andreea. Bine. Uite ce frumoasă. Așa, acum se bagă ăsta la restare. Ca să se facă. Și acum, haideți să punem aici drizzled peste cartocei. Nu trebuia să arate așa verde, dar eu zic că e bun. Să nu-l pun pe tot prea mult. Ii, ce bine arată! Salut! Așa. Și acum pun să fac și asta, sălățica și gata. S-a spart sosul. Și acum, gata, pun masa. Am făcut aici o jumătate de cărnăcior și astea sunt niște chiftele de la Lidl pe care trebuie să le bagi doar la cuptor. Aici avem sălățica și... Uitați numai cu cașcavalete și cu sos de la de usturoi. Păi de asta trebuie să le fac o poză neapărat. Arată absolut super. Și acum avem și turtițele. Ce fain arată. Asta a fost a doua tură care s-a ars o leacă. Nu înțeleg de ce, pentru că prima tură a ieșit așa. Da, nu știu, mâncăm acum. Dar mai întâi să fac o poză. Asta e a mea, farfuria mea. La mine întotdeauna mai puțin și la George întotdeauna e mai mult. Așa. Gata! Stămare! Ne vedem mai târziu. Bună și anume ziua! Puteți... Continuare, iubire, nu de la cap. Nu mai zicem bună ziua. Nu. La revedere! Nici la revedere, suntem la mijloc. Bun venit la mijloc! Ia! Ia! E umplută, mă! Ah, mi-a zis cuvântul cu P. Mamă. Să face și voi așa. Bună. Cartoful.
I approve. Mai trebuia sare. Avem. Afară vine țanca. The hurricane. Dar este țanca sau țancă? E cu ă sau cu a? Țancă. Cu ă? Mhm. Mi scuzi. Țancă. Gata, am mâncat, am stat puțin. George s-a pus să doarmă pentru că el are turile astea de dimineață când se trezește foarte, foarte devreme și de regulă, nu chiar în fiecare zi, dar de regulă dacă nu are nimic foarte, foarte important de făcut, se pune să doarmă minim o oră ca să poată să vină și să reziste în fiecare zi. Tocmai ce am scos hainele de la spălat, am băgat o tură de negre, dar le-am băgat doar la 15 minute la program scurt, că nu erau cine știe ce murdare. Și ieri am fost pe la second hand când am fost să iau coletul de la Nicoleta și mi-am găsit și eu două lucruri, dar nu foarte, foarte importante, dar și-a luat el vreo câteva tricouri și am zis că să vi le arăt. Au găsit tricoul ăsta alb nou. Dați să schimb acea că nu îmi place cum se vede. Ca să fie la lumină. Știți ce zic? Așa, și-a găsit tricoul ăsta nou-nouț, alb, pe care, ăsta nu l-am spălat încă, pe care în față scrie Tissot, știți că e o firmă de ceasuri. N-ar fi un tricou neapărat pe care să-l porți pe stradă dacă nu ar avea cel mai șmecher imprimeu pe spate. Uitați-vă ce culori șmechere are pe spate și l-o probat și stă extraordinar de bine. Și acum să vadă că și-o luat și unul negru sau mai multe, nu unul negru și-o luat, care eu am crezut, la fel cu dintr-un material foarte, foarte fain, 100% bumbac, care eu am crezut că are două pahare aici, dar de fapt sunt două lopeți. Da, foarte, foarte fain. Și cu cusătura asta fain așa și pe spate scrie Art of Work și are așa o lupată. Mi se pare foarte, foarte mișto. Și o mai găsesc încă unul portocaliu simplu. Stați că vi-l arăt și pe ăla. Ăsta e la portocaliu simplu, care n-are absolut nimic pe el, dar ăsta e cam oversize spre mare pe el, deci cred că o să-l port eu pe acasă sau pe stradă, cine știe. Bun, am aici haine și lenjerii de păturit. Le întind pe astea negre, după aia bag alea albe. Astăzi aș fi vrut să îi fac curat un dulap lui George, dar din păcate nu mi-a mai ajuns timpul, deci cred că voi face asta mâine, pentru că mâine e duminică și sunt acasă și n-am nimic mai important de făcut. Și mai târziu când se trezește el, facem baldachinul, să vedem cum putem să-i aducem o îmbunătățire și gata și vlogul de astăzi. O sâmbătă cu mine. Așa, și bine că mi-am adus aminte până nu uit să vă arăt blugii lui George, de care vă spuneam că nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Eu o să încerc cu venișul ăla și o să întreb și pe Nicoleta să văd ce soluție din aceea, poate, sper că e soluție de pete ce mi-a trimis ea. Și să vedem dacă se duce. Am căutat și astăzi pe net, am văzut că sunt multe idei cu peroxid, dar nu știu, aștept să-mi lăsați voi în comentarii, să-mi dați o idee în ce hal arăt, Doamne, ferească Dumnezeu. Trebuie să fac curățenie și aici în cameră la mami. Trag speranță că pot să fac asta până vine ea. Cred că până la urmă o să mă duc cu ei la curățătorie să întreb, adică iau cu mine și să le întreb doamnele de acolo dacă poate să mă ajute în vreun fel. Cam așa arată blugii. Vedeți? Tot roșul ăla s-a dus aici. Și pare foarte rău de ei și lui pare foarte rău de ei. Cam așa arată. Și am uitat efectiv să vă arăt ce mi-am luat eu de la second. Mi s-a părut mie că am închis cam repede. Mi-am luat așa o curia cu 3 lei lată așa din material textil, care mi s-a părut că e super practică și arată foarte bine, e nouă-nouță. Așa, mi-am mai luat o lingerie super sexy, tot de la second, care arată așa, foarte faină, o răchiță. Și mi-am luat o pereche de pantaloni care mi s-au părut foarte, foarte, dar foarte șmecheri, la care cu siguranță trebuie ca să le trebuie ca să le fac eu elastic aici, că vedeți cum e bine, acum și-i uz, dar ei arată, acum nu prea arată ei, dar o să-i vedem noi când o să fie uscați. Afacere.
Așa, haideți că George s-a trezit între timp, dar deocamdată n-are chef ca să ne apucăm să facem aici o îmbunătățire a baldachinului. Mă gândeam să mut acum camera să vă arăt, dar nu, lasă că facem altă dată și până una alta, pentru că nu mai am ce să mai fac, efectiv, și nu vreau să stau, am zis să probăm hăinuțele. Alea de la second hand pe care le-am luat, mă rog, cămașa pe care v-am arătat de dimineață, nu mai probez. Și câteva dintre hăinuțele astea pe care le-am primit de la Nicoleta în cel de-al doilea pachet. Vreau să vă spun că m-am chinuit o țără să o iau pe mine și nu mă așteptam. Mă refer la rochia asta de la second. Ideea e că materialul ăsta de pe deasupra, el e un material care nu pare să fie greu de îmbrăcat sau să nu... Nu pare a nu fi elastic cumva, dar ceea ce are pe dinăuntru, și anume pantalonii ăștia, care niște pantaloni scurți pe dedesubt, sunt foarte ciudați. Acum, eu cred că rochia asta nu îi ceea ce părea să fie. Nu-mi vine. La spate nu mi se închide moarul. La spate nu mi se închide fermoarul și asta mi se trage pe fund la spate, mă. Ai de capul meu. Deci să știți că n-am ce să fac cu rochia asta, pentru că în spate, efectiv, chestia asta mi se trage. Și rămân, uitați, cu curul pe afară. Efectiv, nu pot să cred așa ceva, pentru că rochia era absolut superbă. Poate că dacă mai slăbesc un pic. Dar dacă era să-mi vină, arăta absolut și anume superb. E altfel așa, e absolut superbă. Vedeți ce fain îți cambrează talia și mânecile astea așa, sunt superbe. O variantă la rochiță ar mai fi să îi tai chestia aia cu pantalonii de jos și să rămân doar cu rochița simplă, că nu-i neapărat să am, știți? Ăștia-s pantalonii care îmi vin aproape perfect. Și zic aproape perfect pentru că, uitați, mi-s o leacă larg în talie, dar nu-i că pică după mine sau ceva. Ăștia-s pantalonii de la Nicoleta. Cei eleganți cu ștrasuri pe lângă, sunt absolut superbi. Deci, sunt absolut superbi. Îmi plac de mor. Uitați cum vin și la spate. Foarte fain. Deci foarte fain. Fain. Foarte fain. Dacă vă aduceți aminte și mă urmăriți de mai multă vreme, vă aduceți aminte, uitați, că eu mai am un corset de genul ăsta, cu închizătoare de asta. Și problema la ele îs că se desfac închizătorile astea și nu-s deloc safe. Dar vă că astea... Dar de ce nu se închide? Sunt mai bune decât celelalte de la celălalt corset. Așa, mă rog, ceva de genul ăsta. Ideea acum e că el trebuie să vină așa mai jos. Toată treaba e că el are la spate chestia aia. Nu o să mă chinui acum să îl strâng foarte bine, pentru că durează. Durează mult să te îmbraci într-un corset de genul ăsta. Și are și un nod făcut la spate, că de ce să n-aibă un nod făcut la spate? Da, mă rog, haideți că nu-l mai desfac. Toată ideea e că el, având chestia aia la spate, se poate strânge. A, puteam să strâng așa de ea, Dana. Se strânge și arată foarte fain, bineînțeles, fără sutien. Și așa, în culoarea asta, arată fain. Evident că ai, trebuie să ai unde să te îmbraci cu așa ceva, că nu uită. Cu ăsta chiar nu poți ieși pe stradă. Hai, dați-l să vedem și la albastru. Ăsta e ceva. Ăsta e. Uitați-vă numai cât. Stați așa să-mi dau astea în jos ca să le vedem ca lumea, știți? Ia uitați. Trebuie să mai pierd kilograme, că la burtică am cam mâncat prost în ultima vreme și efectiv o masă, dacă o am aiurea să vede pe corpul meu, nu înțeleg de ce m-a înzestrat universul cu așa corp, dacă știe că îmi place sarmaua. Bun, da, arată foarte fain.
Arată foarte fain. Cu latexul ăsta, uitați numai cum îți cambrează așa. Zici că ești sculptată, efectiv. Foarte fain. Ăștia sunt pantalonii care sunt fix același model, doar că ăștia sunt pe negru, de care vă spuneam când i-am văzut, când am desfăcut coletul, niște pantaloni. Deci e cea mai bună investiție. Eu nu i-am văzut la Zara, bine, nici n-am mai fost la Zara de foarte multă vreme, dar să stau așa să mă uit, arată extraordinar de bine. Sunt foarte fain. Ai zis că deja m-am încălzit. Bineînțeles că nu cu bustieră neagră pe dedesubt, cu ceva așa mai de culoarea pielii, dar da, e, vai, ce faină. Deci foarte feminin așa și foarte, foarte faină. Foarte faină, vai, mi se pare că arată așa de faină, rău. Stați așa să mă uit și în oglindă aici, că aici mă uit mai bine, mă văd mai bine. Cu, ce faină, îmi place. Și cireașa de pe tort, cel pe care atât aștept ca să-l probez, e halatul ăsta de la mami, absolut superb, cu buzunare și cu motive japoneze, ciofiele, geișistice. Mai am și fustele alea foarte, 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 foarte frumoase de la Nicoleta, dar nu mai pot, m-am încălzit toată, nu mai pot. Dar o să mă vedeți cu ele, cu siguranță. Ăsta este hălățelul, cu mâneca așa, kimono și cu buzunarele astea imense. Și uitați numai cum vine la spate. Ia uitați. Ah! Superb! Haideți că ne vedem mai târziu când ne apucăm și noi de treabă. Ce? Șterg astea, le pregătesc imediat. Improvement, hai da. Hai da să le explicăm ce vrem să facem. Deci, treaba asta în felul următor, că vreau ca să facem o îmbunătățire aici la canopy, pentru că una la mână, ața ceea pescărească să lasă și nu vrea să steie dreaptă și da, îi face burtă cum ar veni, mă înțelegeți? Și vedeți că ea dacă face burtă, perdeaua, oricât de mare îi, ea se face mai mică, știți? Și acum mă gândeam că oricum perdeaua asta nu-i de ajuns, că v-am spus eu și în clipul în care am făcut-o. Și acum mă gândeam ca asta să o punem numai de decor, dar pe dedesubt să venim cu o perdea de aia mare. Și o să iau perdeaua de la geam. Și o să o punem și o să facem baldachin din ea. Și în locul perdelei de la geam, o să mă duc să iau perdeaua de pe balcon, pentru că pe balcon am luat și anume draperii și acolo nu trebuie neapărat perdea, știți? Și pentru că nu mai vreau să mai fac cu ață pescărească și pentru că am un bărbat drăguț care mă ajută și îmi face toate poftile, am aceste chestii care sunt... Cred că știți voi, de la standardele acelea de haine pe care le-am luat de la Ikea acum ani de zile. Și acum eu m-am gândit că aestea, dacă le dăm așa, pac, pac, un shurbel, le putem prinde aici și băgăm direct, pac, pac, perdeaua. Ce ziceți? E o idee bună. Acum nu știu cu mărimea. Haideți că vedem ce facem și revenim. Capit. Am o idee. N-ai voie să fumezi pe YouTube. N-ai voie să fumezi pe YouTube? Nu. De ce? Că n-ai voie. Pe bune? Da. Bine, hai din nou. Deci, știi puful ăla care îl punem noi în brad, mă? Știu puful ăla care îl punem noi în brad. E roșu. Și e de budoar așa. Mă gândesc, ăla îl putem agăța, mă, sus de cioace ca să nu se vadă. Cioace? Da, și gen perdeaua așa o să arate șmecher rău cu aia roșie acolo. Nu mai bine luăm luminița roșie și o punem acolo. Unde-i strugi tu mie, budoarul?
It was a joke. Nu, nu sunt de acord. Cu ăla. Cu ăla, cum ți-am zis. Cu puful. Puf, puf? Eu știu. Și dacă cumva am face noi cu ața aceea pescărească, să prindem așa unul, o ață mai mică, o ață mai lungă, o ață mai mică, o ață mai lungă, o ață mai mică, și să prindem flori, trandafiri. Și să facem așa cu luminițe și cu flori. Ce zici? Nu e idee bună. Nu? Cred că nu. Unde? Pe tavan, mă. Pe tavan? Da, mă, da, când te uiți, te pui în pat și te uiți să cadă florile pe tine. Ca și cum ai fi... Ca și cum ar cădea florile pe tine. Da. Nu e de bună. Hai, da. Nu. Ba da, da. Deci, doamnelor și domnilor, am renunțat la ideea cu țevile pentru baldachin. Deoarece și pentru că am zis, bă, nu e ok. Așa că am ajuns la următorul și anume rezultat, cum ar spune Andreea. Puteți uita, acolo sus sunt prinse niște, cum să le numim, cărlige, cărliguțe, cum sunt alea de prins perdelele. Iar acesta este rezultatul final. Da-da! Nu ne prea convine nouă că avem becul aici, dar cam asta e treaba. Cam așa ar vrea să arate fără lumină, dar ne trebuie puțină lumină ca să vedem fără lumină. Doar cu această veioză. Ce romantic! And this is it. Finish. For today. See you next time.